În noaptea zilei de 15 aprilie 1912, vaporul Titanic s-a scufundat în Oceanul Atlantic în drumul său spre New York. Nava transporta puțin peste 2200 de oameni, peste 1500 au pierit însă în acea noapte. Principalul motiv al numărului ridicat de morți a fost că nava avea doar 20 de bărci de salvare. De asemenea, în timp ce se îndepărtau de nava care se scufunda, multe bărci de salvare erau doar pe jumătate pline sau chiar mai puține. Dar, chiar dacă toate ar fi fost umplute până la capacitate maximă, doar jumătate din oameni ar fi fost salvați. Așadar, în acest episod vom vedea ce s-ar fi întâmplat dacă tu ai fi pierdut bărcile de salvare de pe Titanic. Dar înainte de asta, întrebarea care se pune este: de ce nu au fost mai multe bărci de salvare pe Titanic? Au existat mai multe motive pentru care acest lucru s-a întâmplat. Designul inițial al Titanicului prevedea 64 de bărci de salvare. Numărul respectiv a fost mai târziu redus la jumătate, apoi aproape din nou la jumătate. Proprietarii navei au simțit că prea multe bărci de salvare ar aglomera puntea și vor avea un efect negativ pentru pasagerii de la clasa 1, care ar fi fost deranjați de aceste bărci. Motivul legal pentru care s-au putut lua atât de puține bărci de salvare a fost că nava a navigat în conformitate cu reglementările de siguranță, care apăruseră cu aproape 20 de ani în urmă, când cele mai mari nave de pasageri cântăreau 10.000 de tone. Titanic însă cântărea 40.000. Cu toate acestea, oficialii au susținut că navele au devenit mult mai sigure. Prin urmare, revizuirea reglementărilor prea inutilă. Conform acestor reglementări, Titanic avea cu 4 mai multe bărci de salvare decât era obligată să aibă. Aproape orice altă navă din acea epocă era în mod similar deficitară în cantitatea de bărci de salvare. Gândirea dominantă la acea vreme era că nava în sine va servi ca o barcă de salvare gigantică. Aproape toată lumea credea că până și o navă puternic avariată va rămâne pe linia de plutire multe ore înainte de a se scufunda. Acest lucru ar fi permis bărcilor de salvare să se întoarcă lângă Titanic de mai multe ori și pasagerii ar fi putut fi transportați către navele din apropiere. Această presupunere părea una destul de bună de altfel. De exemplu, când vasul Republic a fost implicat într-o coliziune în anul 1909, el a rămas pe linia de plutire mai mult de 24 de ore și toți cei 742 de pasageri și membrii echipajului au fost transportați în siguranță pe alte nave. Defectul acestei presupuneri a fost că Titanic s-a scufundat mult mai repede decât oricine anticipase. Prima navă de salvare s-a întors la mai mult de 2 ore după scufundarea Titanicului. În 2012, a apărut un document care a scos la iveală multe lucruri. Documentul constă în notele scrise de mână ale inspectorului de siguranță, Maurice Clark, care a cerut adăugarea încă 10 bărci de salvare cu 5 ore înainte de plecarea navei. Proprietarii navei însă au vrut să plece la ora stabilită. Clark a fost amenințat că va fi concediat cu excepția cazului în care își va ține gura închisă și nu va mai cere alte bărci de salvare. Dacă proprietarii i-ar fi urmat sfatul, ar mai fi putut supraviețui încă 700 de persoane, adică dublul numărului de oameni care au supraviețuit. Tragedia Titanicului a determinat o revizuire masivă a reglementărilor. Toate navele au fost obligate după această scufundare să transporte suficiente bărci de salvare pentru toată lumea. În acea noapte, în jurul orei 12:30, a fost lansată prima barcă cu numai 12 pasageri, cu toate că ele fuseseră testate pentru greutatea 70 de bărbați. Capitanul Smith ordonase evacuarea în bărcile de salvare, având prioritate femeile și copiii. Vaporul începe încet să se scufunde. Pasagerii de la clasa a treia sunt primele victime ale dezastrului, căci apa pătrunde vertiginos la acel nivel, iar accesul lor la punțile superioare este restricționat. Din când în când sunt lăsate să urce femei cu copii, iar dintre cei rămași, doar câțiva reușesc să găsească alte căi către nivelurile superioare. Pe măsură ce inclinația vasului este din ce în ce mai mare, panica cuprinde și punțile superioare. Cu toate acestea, orchestra de la clasa 1 continuă să cânte pe punte. În jurul orei 1:15 noaptea, prora era deja sub apă, iar la circa 1:30 a fost lansată ultima barcă. De acum, toată lumea rămasă pe vas devine conștientă că va muri. După 2:40 de la impactul cu icebergul, mai exact la ora 2:20, vaporul s-a rupt în două pe mijloc și s-a scufundat la aproape 1600 de kilometri distanță de destinația finală. Capitanul Smith a refuzat să părăsească vasul, el fiind văzut pentru ultima dată pe punte, după ce toate bărcile au fost lansate. Să presupunem că tu ai fost unul dintre acești ghinioniști care au rămas pe vas după plecarea ultimelor bărci de salvare. Ai mai fi avut cu adevărat vreo șansă de supraviețuire din acest moment? Vom vedea acest lucru în cele ce urmează. În teorie, șansele de supraviețuire erau foarte mici.
dar există cel puțin câteva cazuri documentate ale unor persoane care au reușit să supraviețuiască chiar dacă inițial nu s-au îmbarcat pe vreo barcă de salvare. Numele unuia dintre supraviețuitorii miraculoși este Charles Duguin. El a fost brutarul principal de pe Titanic, dar adevărata sa faimă este dată de povestea modului în care acesta a supraviețuit. Chiar dacă Charles dormea când nava a lovit icebergul, în orele următoare el a reușit să le ordone celorlalți brutari să ducă pâinea pe bărcile de salvare, să ajute femeile și copiii să se îmbarce în bărcile de salvare și să arunce aproximativ 50 de șezlonguri în apă pentru ca acestea să acționeze ca o vestă de salvare pentru cei care urmau să ajungă în apă. După ce Titanicul s-a rupt în două, bărbatul a ajuns și el în apa rece a Atlanticului. Charles a continuat să stea în apă timp de aproximativ 2 ore înainte de a întâlni o barcă de salvare și în cele din urmă a fost dus pe nava RMS Carpathia. Acesta a supraviețuit miraculos. Când a fost salvat, singura sa problemă medicală a fost că avea picioarele umflate. În timp ce diverse surse dezbat nivelul de alcool pe care Charles îl avea în sânge, ceea ce poate fi sigur este că acesta avea un nivel considerabil de alcool în corp când a intrat în Oceanul Atlantic. Acest fapt s-ar putea să-l fie ajutat pe acesta să supraviețuiască și în același timp s-ar putea să-l fi împiedicat în această luptă. Alcoolul crește riscul de hipotermie în câteva moduri. Provoacă vasodilatație, ceea ce duce la creșterea fluxului sanguin către piele, ducând la pierderea căldurii din corp. De asemenea, alcoolul perturbă procesele normale de reglare a temperaturii corpului uman și inhibă abilitățile de luare a deciziilor necesare care trebuie luate în vederea supraviețuirii. Cu toate acestea, atunci când oamenii cad în apă rece, ei mor rar de hipotermie. În realitate, oamenii ajung să moară din cauza stopului cardiac sau din cauza înnecării, nici de cum din cauza hipotermiei. Când o persoană intră în apa mai rece de 15 grade Celsius, începe să respire foarte repede, ceea ce poate duce rapid la înnec dacă apa intră în gură. De asemenea, apa rece declanșează contracția vaselor de sânge, ducând la creșterea tensiunii arteriale și la unii oameni la stop cardiac. Aceste efecte dispar în câteva minute, doar pentru a fi înlocuite de efectele hipotermiei. Charles a reușit însă să treacă peste șocul inițial și cu ajutorul unui șezlong aruncat de acesta în apă. El a reușit cumva să ducă la capăt lupta de supraviețuire și să nu cadă pradă hipotermiei. E posibil ca alcoolul din sânge să-l fi ajutat să rămână calm și să evite efectele șocului inițial. Cu toate acestea, în ciuda multor povești fanteziste, având în vedere că Charles a avut doar o picătură de lichior în sânge, după propriile sale cuvinte, se pare că nivelul său de alcool din corp nu a avut prea mult de a face cu supraviețuirea sa. Cel mai probabil este că bărbatul a avut noroc și mai mult ca sigur a petrecut mai puțin timp în apă decât a fost estimat. Așadar, putem spune că Charles a fost mai degrabă norocos, în niciun caz el nu reprezintă o generalitate, ci este un caz particular, căci din cei 1500 de oameni ajunși în apă, foarte puțini au reușit să supraviețuiască. Având în vedere că apa oceanului în momentul scufundării Titanicului era de minus 2 grade Celsius, șansele de supraviețuire erau minime, după cum am mai spus. Totuși, ce ai fi putut face dacă te aflai într-o astfel de situație? După doar 10 minute de stat în acea apă atât de rece, mâinile și picioarele tale ar ajunge să fie înghețate. Acest lucru ar avea drept consecință faptul că nu ai mai putea înota și nu te mai putea mișca. Deci ar trebui să cauți cât mai repede un obiect de care să te agăți sau o vestă de salvare, căci altfel moartea este iminentă. Dacă însă nu găsești acel obiect, după doar 15 minute de la intrarea în apă, corpul pur și simplu ar ajunge să paralizeze la propriu. Dar dacă ai fi găsit acel obiect pe care să te așezi, șansele tale ar crește considerabil. Chiar dacă temperatura corpului ar fi scăzut deja sub 34 de grade Celsius, totuși mai există speranță în acest moment. Problema cu care te-ai confrunta acum ar fi hipotermia. Să spunem că ai trecut peste șocul inițial și peste riscul de stop cardiac, precum supraviețuitorul Charles, de care am vorbit mai devreme, dar după doar 30 de minute de stat în apă, hipotermia te va lovi puternic. Lucrurile s-ar înrăutăți foarte mult începând din acest moment. De asemenea, acum ai începe să-ți pierzi conștiința și ai începe să nu mai simți multe din părțile corpului. După 45 de minute ai trece printr-o stare de paranoia din cauza faptului că celulele creierului nu primesc oxigenul de care e nevoie pentru a te face să gândești lucid. Dar acest lucru s-ar putea să aibă un efect pozitiv, având în vedere faptul că al tău creier nu mai are nevoie de atât de mult oxigen. Inima s-ar putea opri, iar creierul ar putea funcționa în continuare timp de câteva minute. Dacă însă după o oră și jumătate nici măcar o barcă de salvare nu ar veni să te salveze, ai putea spune adio vieții pe pământ, că șansele de supraviețuire ar fi nule după acest moment. Însă,
Dacă ai fi reușit să urci într-o barcă de salvare, te-ai fi putut afla pe lista celor 14 supraviețuitori din 1500 care au fost scoși din apă după scufundarea Titanicului. Și desigur, ai fi putut bea un pahar de lichior cu camaradul tău Charles, care a supraviețuit și el în același mod. Totuși, poate că este mai bine că nu te-ai aflat pe Titanic, căci erau șanse reale să nu fi supraviețuit în acea noapte de aprilie 1912, dacă nu te-ai fi îmbarcat pe o barcă de salvare. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!